Deschide poliția! Ieri, polițiștii din cadrul biroului de investigații criminale au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară la locuințele unor persoane bănuite de comiterea unei infracțiuni de înșelăciune prin metoda Schmen. Actul infracțional a fost comis în municipiul Botoșan pe 26 mai 2021, în dauna unei femei de 53 de ani din comuna Corni. Perchezițiile au fost efectuate în municipiul Roman, în județul Neamț. La locuințele vizate au fost identificate și ridicate în vederea confiscării o sumă de bani, telefoane mobile și cartele telefonice. O femeie de 41 de ani a fost reținută de oamenii legii în baza unui mandat de aducere. În urma desfășurării activităților, la locațiile vizate au fost identificate și ridicate în vederea continuării cercetărilor mai multe bunuri care prezintă interes în cauză, constând în bani, telefoane mobile și cartele telefonice. Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de înșelăciune, urmând ca în funcție de rezultate să fie dispuse măsuri. Activitățile au fost desfășurate cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani și a polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Roman.